Îmi reamintesc că chiar când a susținut teza de doctorat, teza publică, foarte mulți au rămas uimiți cum am putut realiza așa ceva la nivelul unui oraș de provincie. Tina Turner din vestitul cuplu Ike și Tina Turner, Ball of Confusion, în momentul de față la discoteca noastră. Pentru industria care există în oraș, pentru oamenii de calitate, pentru numărul de specialiști care există, pentru intelectualitate, pentru preocupările de zi cu zi, pentru mai bine și mai frumos, nu poate fi un oraș de mâna a doua. În sufletul meu n-a fost și n-o să fie niciodată un oraș de mâna a doua. Oraș de provincie? Oraș de mâna a doua? Dar se pare că nu v-am spus încă despre ce oraș este vorba. Sau poate ați ghicit dumneavoastră. Într-adevăr, este orașul pe care de câțiva ani locolim pe variantă, deși distanța până la el este minimă. Străbatem azi cei 2 kilometri care ne despart de această așezare în aparență modestă, patriarhală. Străzi liniștite și o caldă venerație păstrată unor mari personalități, Bogdan Petricei cu HD-ul sau iscusitul maestru al penelului românesc, Nicolae Grigorescu. Dar cea mai solidă tradiție câmpineană este aceea a muncii. Peste 100 de ani de industrie au născut aici un autentic spirit muncitoresc. O educație profundă a oamenilor în ceea ce privește disciplina, seriozitatea profesională. O tradiție ce se transmite azi generațiilor noi în mod spontan, firesc, cu naturalețea cu care funcționează orice organism sănătos. Sunt situații când oamenii sunt dați unii mai tineri în primirea celorlalți, însă asta numai în cazuri cu totul speciale. În rest, intră 2-3, de exemplu, într-o brigadă de 15-20. Ăia toți sunt pe ei, ei știind că dacă ăștia n-ajung repede la un nivel ridicat, ei sunt obligați să treacă și pentru ăștia. Și atunci toată lumea îi înțapă, îi ajută, îi dirigează până când îi fac să vină la același nivel. Am reușit să îi facem pe majoritatea oamenilor să vină cu plăcere la întreprindere, să fie mândri de ceea ce realizează, să fie satisfăcuți așa că au obținut niște rezultate bune, că au ajuns la un alt nivel de calificare și să dorească în permanență să se autoperfecționeze. Cred că ăsta e cel mai important lucru din ceea ce am reușit. Nu întâmplător aici la întreprinderea de reparații utilaje electrice, dar și în alte părți, standurile de cărți sunt luate cu asalt, iar sălile de cantină rivalizează cu cele ale stațiunilor de odihnă. Câmpinenii își petrec o mare parte din timp în aer liber. Au făcut întotdeauna sport. Iată de ce aproape fiecare întreprindere și-a amenajat cu bani puțin câte o bază sportivă de invidiat. Când nu sunt la uzină sau la planșetă, câțiva entuziaști fac teatru pentru restul populației câmpinene. 5-2. Azi nu vine. Crezi? Așa cum știu de mult, nu mai e în oraș. De data asta a trebuit să o șteargă. Ce-i cu cafeaua mea? Maggie! Cafeaua lui! Dar cum, nu ești la Highgate? Joia sunt aici. Va să zic că tu ești nespălatul pe care l-au prins Hanei și Sam. Ai avut neobrăzarea să plictisești trecători în districtul al 10-lea. Dar dacă te mai prindem o singură dată, te tăiem bucățele, înțelegi? Bucățele! Oraș de provincie? Oraș de mâna a doua? După toate semnele, nu. Câmpina are 8 întreprinderi de importanță republicană. Producția ei globală se apropie de 6 miliarde lei. Mai mare decât a multor orașe cu pretenții.
Câmpinenii produc mult și fac lucruri de calitate. Ne-a interesat însă în mod deosebit care sunt perspectivele individuale. Ce șanse de realizare a personalității oferă locuitorilor săi asemenea oraș zis de provincie? Un prim răspuns îl furnizează doctorul inginer Gheorghe Miloiu, inventator prodigios, autor a numeroase cărți și lucrări în domeniul tehnicii reductoarelor. Un om legat de uzină prin toate fibrele sale. Uzina îmi furnizează cele mai interesante probleme de rezolvat. Și găsesc că această uzină, care nu este între cele mari, și plasat într-un oraș care nu este între cele mari, și găsesc că toți inginerii se pot realiza bine în uzinele noastre și în orașele, nu numai Bucureștiul, și în orașele mari, ci și în orașele mai mici. Deci, se poate. Se poate inova și inventa și în orașele mai mici, deși nici de prejudecăți nu ducem lipsă. Există această mentalitate, valorile nu pot apare decât în clinicile ultramoderne, ultradotate, la umbra unui ștejar. Nu este adevărat, ștejarul îți dă jaloanele, dar face și foarte multă umbră. Doctorul Florea Dinu probează spusele sale cu 20 de brevete de invenție, cu multe lucrări științifice publicate și apreciate în țară și peste hotare. Ceea ce a realizat acest inimos cercetător din Câmpina, secondat de soția sa, farmacist Elena Dinu, reprezintă noutăți absolute în domeniu, nu numai pe plan național, dar și mondial. De mai bine de un sfert de veac, gloria Câmpinei este dată și de una dintre cele mai prestigioase instituții științifice românești. Deși orașul este mic, Institutul de Cercetări și Proiectări în Petrol și Gaze este singurul institut de acest gen din țară și are colaborări întinse cu institute de specialitate similare din străinătate, încât are un prestigiu foarte frumos, deosebit pe plan mondial. Să mai spunem că acest orășel are cel mai mare număr de intelectuali la mii de locuitori, că aici s-au experimentat primele case solare. Adică tot atâtea motive ce i-ar îndreptăți pe câmpineni să-i privească și ei pe alții de sus. Special guest, our ladies and gentlemen, Leslie Ann Warren. Yeah! It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to get things started. Why don't you get excited? Nu știu cine ți-a spus pe iubirile mori în zon. Câmpina își construiește un chip nou. Această elegantă casă a științei și tehnicii pentru tineret este o dovadă. Și privește-n ei. Câmpina a fost dintotdeauna un oraș cu case frumoase la periferie, dar cu un centru deplorabil. Prăvălioarele semi-rurale fac astăzi loc edificiilor moderne. Ambițioase proiecte urbanistice vor conferi expresivitatea cuvenită acestui oraș, pe care nu l-am mai ocolit pe variantă și l-am filmat cu multă plăcere într-o frumoasă toamnă a deceniului 9.